Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Cine a gătit colopidă? Eu. Și am luat samuleta. Aia știi. Tu și cu Dexter nebuniți după colopidă. Colopida pleacă acasă. Nu mai suporți. Nu mai pot. Cine a gătit colopidă? Nu știu, pe asta vă întreb, dacă ghiciți cumva cine a gătit. Deci asta se pleacă cu 7. Ăsta dă 5, tu 1, eu 1. La ce? La colopidă. Ai zis că nici tu nu. Dacă e unul de pe la tine. Asta e, ce drăguț să-i faci? Bafria mea arată foarte elegantă și foarte minimalistă, așa cum place mie. De o eleganță tipică italianească. Praz, da. Praz! Praz cu ce? Praz, atât. Aia e slănină sau ce pește? Nu, e pește, pește. E o cremuță. E de la cealou, ceva. Nu e chiar cremuță. E chiar cremuță, dar nu e rea. Dar nici vreo senzațională nu e. Ba, are gustă praz, are safe. Safe, da, e baia cu safe. I-a ieșit și nu prea i-a ieșit. E destul de gustoasă, dar... Consistența e mai groasă, așa, mai un pireu, îți dă la așa, mai de bebeluș. Ananas! E, la Caracas, băi! Nu știu dacă este cea mai frumoasă, cea mai bună, dar sunt în temă și eu sper că asta se aprecieze. E un mus de ciocolată albă cu ananas, cumva. Și asta știi cum se cheamă, nu? Tartar. Orice tăiat cu bulez mărunt e tartar. Îmi place crumble. Băi, cum am mult ăla. Foarte mișto crumble. Îmi place foarte mult ananasul în povestea asta. Crema de brânză gustoasă. E o farfurie foarte bună. Ia mă, ce e acolo? Ridiche neagră. Hai că tot ne-am întrebat noi ce face cu ridiche neagră. Farfurie foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Deci dacă a reușit să marineze langustina aia întreagă, bă, tot respectul. Băi, e frumoasă. Arată foarte frumos farfuria. Farfuria asta e senzație, jur. Deci mi se pare senzațională ca gust. Cevicele, perfect. Brunoazul ăla de castraveți cu ridiche, la fel, foarte fresh. Ăsta este paradă. E posibil. E? E posibil. Da, da, da. E posibil. Da, că n-am. E bună, rău. Ăsta face parte din viitorul gastronomiei bucureștene. Țineți minte cine a făcut farfuria asta. Deci aici a avut gulie de gătit, a gătit gulie. Practic avem o farfurie de gulie cu garnitură de muș de vită. Foarte gustoasă combinația de gusturi. Îmi place. Oameni, mâncați-ași gureta dacă aveam farfuria asta astăzi. Îmi place. Pe liniște să fie, dă-n 15. Îmi place. Dacă îmi place. Place, bă, dacă îmi place, place. Hai. Eu sunt mulțumită, mie îmi place. A ieșit o farfurie mișto. Nu mă așteptam să fac spume, nu mă așteptam să fac sosuri. Fenicul. Hai să vedem. Unde o fi fenicul? Spuma. Hai să vedem sosul, că spuma n-are așa mult gust de fenicul. Cine? Ce trebuie cu fenicul? Hai să vedem sosuleț. Să lăsăm boabe de fenicul. Da. Bă, tu îl simți? Că eu nu simt niciun fenicul. Fenicul trebuie să mă lovească, o legumă foarte, foarte puternică. Vorbeam că nu se simte feniculul foarte tare. Tu ai spus. Da. Nici aici nu se simte ridichea. Eu acolo am dat 5. Asta, eu îi dau 3. Nu simt cum trebuie. Parfumia corectă. Vorbeam doar de... gustoasă, dar nu eu simt atât de maxim. Înțelegi ce zici. Deci, într-adevăr, feniculul nu este prezent așa cum s-au găsit celelalte ingrediente în celelalte farfurii, dar este o farfurie gătită bine. Hai, ce avem next, aici? Avem cartof dulce. Cartof dulce. Arată cartof dulce. Ăsta a fost cel mai norocos până acum. Da. De ce? Bă, cel mai simplu. L-ai făcut piure, ai pus o rață, un pic cartof de sos și ai rezolvat problema. Adică nu e... Rața arată foarte bine. Asta zic, adică e mult mai ușor pentru el să-ți folosească cartoful dulce decât, uite, bine, și ăsta putea să-ți facă salată de fenicul. Da, dar ce a zis cineva? Pieptul de rață din această farfurie e mai bun decât din farfuria precedentă. Mi se pare o farfurie foarte gustoasă. Ce avem aici? Următorul concurent a avut de gătit cu bocceai. Nu știu ce e la bocceai, cred că. Nu, nu auzi de el. A pus un pic pe grătar ca pe andivă, știi? Cineva care nu știe să gătească bocceai. Păi, dar îl văd că e cotor, cotor, e cu... Aici mă contrazic cu voi că bocceaiul poate fi mâncat și crud. Da. Da. Nu e ca gulia, cum mi-a plăcut, dar nu e nici nasoală, nu? Nu, lasă-o acolo. Că ceva foarte amar. Nu. Nu cred că nu. Bocceaiul e amar. Am luat în el. Nu e amar? Nu. E amar.
și pesto ăla la fel amar. Nu este o alegere foarte, foarte reușită. A, banana pane. E aia. Vreau ca atunci când șefii vor gusta să zică wow. Să știi că ăsta s-ar putea. A, babețică, babețică. Să avem și noi babețică pentru ăsta micu. O babețică, vă rog frumos. Senzația. E gustoasă. N-aveți și voi babețică. Are sărat. Are de tot. Asta e Alex. O banana tempura foarte bună, super mișto caramelul. E o combinație de gust foarte interesantă, gustoasă. Mega șmecheră, bravo lor. Ce treacă, dacă ești bun. Banana aia prăjită este... Să o faceți și voi acasă, dragii mei, că este senzațional și de ușor și o să vă placă maxim. Ce avem aici? What is this? Rodie. Orice cremă de brânză pe care pui niște biscuiți sfărâmați așa, este cheesecake. Asta este desertul bucătarului din 2021. Du-te, mă! Du-te, mă! N-a reușit să pună rodia în evidență așa cum ar trebui. Comparativ între cheesecake-uri, mai e un cheesecake mai în față, mult sub. Nicio treabă. N-ai, mă, există. E altă poezie. Nu există, n-are nicio treabă. Nu e, mă! N-are, mă, nicio treabă. Nu e, mă, are gust și de vanilie, are gust de altceva. Mă, ăla e în top. La ce s-a mai chinuit să mai pună și altceva în farfurie? Trebuia să tai o rodie pe din două, să-i desfacă petalele și ne dădea o rodie. Conopidă. Mă așteptam la niște conopidă, tempura, mă așteptam la niște chestii, mă, așa. Bă, o supă de conopidă cu o consistență puțin dubioasă. Ia că am zis că îi dau unul. Stai să conopidă. Ia, ia să vă față. Ia, dă-i unul, mă. Hai, dă-i unul. N-ai tu pe să-i dai unul. Băi, dă-i unul. N-ai tu pe-o. Ba da, mă. N-ai tu pe-o, mă. Ba da. Uite așa îi dau unul. Fii atent aici. Du-te, bă. Mi-e place. Patru. Nu, mai patru. Nu e cinci, mai patru, lasă. E bună, e bună, bă, ce ai? Are o chestie cristalină ciudățică. Eu aia, aici, mie, aia nu-mi place. E un pic ciudățică. Dar mi-a dat amidon ceva, că aia nu-mi place. Bună, mă, nu e, nu. Da, are o consistență ciudată, dar la gust e senzațională. Momentul ăsta în care aștept și știi că gustă șefii, nu e ușor, mai ales când nu ești deloc sigur pe farfuria ta și când știi că ai șanse foarte, foarte mari să pleci acasă. Fructul dragonului. Bă, ăsta săracul a fost cel mai pedepsit. Da, ăsta da. Nu știu, fructul dragonului îmi place în poză și atât. Adică nu pot să zic că, mamă, ce mă nebunesc eu să mănânc fructul dragonului. Nu știu, bă, dacă nu știu să le facă, dacă nu știu cu ele. Dar tu știi să faci cu fructul dragonului? Uite, cum a zis ăsta, salată, carpaccio. Fost carpaccio. Cea mai simplă variantă este așa. Iei fructul dragonului, te-ai curățat frumos și el, ai făcut o bandolină subțire, subțire, băi, și găsești o salsa. O salsa, că e neutru. Și până la urmă îl reglezi din salsa, îi dai gust. Băi, e castravetă, dă-i un pic coțet. Asta zic, și îl faci din salsa, îl faci. Poate să zaziki, jur, are gustul. În capul meu. E neutru. Băi, mie nu-mi place fructul dragonului, nu-l înțeleg, e doar frumos. Dacă dăm fructul dragonului afară din farfurie, superbă farfurie. Bă, dar nu puteai, mă, să-mi pui și mie mai mult fructul dragonului acolo, să faci o sălățică din fructul dragonului, să-i faci ceva? Dăm cloșul la o parte, licii, creme brulee, ce-o fi, bă, nene, sub crusta aia de zahăr? Creme brulee, da, da, licii. Licii. Dar să nu mai scoți de acolo, nu mai strica, că i-a dat cu rulatorul ăla deasupra, nu strica. E zahărul acolo ars, așa, când dai cu lingura și îl spargi, face toți bani. Dar să știi că a ales bine povestea cu licii. Foarte mic. Da, mă, ce ai? Că n-ai să-l bagi. Ce spectacul ăsta, dacă nu e cea mai mișto până aici. E wow, wow, wow. Simplu, pang, pang, pang. Ce n-ai ce să zic? Deci nu vă spun decât atât. Au plecat colegii mei și eu am rămas să mănânc creme brulee. Eu care mănânc creme brulee o dată la 3 ani. Doamne, cât de interesant a fost. Felicitări. Așteptarea asta. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.